Salut, numele meu este Cristian Deacu, suntem la Telecom Academy, iar astăzi explicăm puțin mai pe larg și răspundem la câteva întrebări legate de 3-2-1-GO Lifetime Access. Așadar, de ce a apărut și de ce este atât de ieftin? Da? Prima întrebare. A apărut datorită faptului că vreau să cresc numărul cursanților de la 2500 pe an la în jur de 10.000. Să vedem dacă o să ne iasă. Sunt foarte mulți care spun că nu are cum să ne iasă, sunt foarte mulți care spun că nu va fi nicio problemă. Adevărul este că mi-este mai frică de cazul în care ne va ieși decât de cazul în care nu ne va ieși. Dacă, de exemplu, nu ne va ieși, ne întoarcem foarte bine și la lucrurile pe care le facem noi și ne vedem oarecum de treabă. Dar dacă ne va ieși, lucrurile sunt foarte, foarte promițătoare și sunt în avantajul tuturor. Vom putea crea și mai multe cursuri la calitate și mai bună, pentru că eu nu mă mint că avem cursuri extraordinar de frumoase, de bine aranjate, de dichisite și așa mai departe. Sunt cursuri extrem de folositoare, într-adevăr, și sunt făcute de tehnicieni pentru tehnicieni. Nu sunt făcute, într-adevăr, de designer pentru tehnicieni, cum se întâmplă în foarte multe dintre cazurile populare, așadar, pe internet. Bun, de ce este atât de ieftin? Datorită faptului că matematic are sens. Dacă noi creștem de la 2500 la 10.000 de cursanți pe an, gândiți-vă că nici nu mai contează faptul că serviciul este ieftin. Acum o să ziceți, păi da, dar lifetime access, adică ei, cei care cumpără odată cursul, cursurile nu le vor mai cumpăra și a doua oară. Da, într-adevăr, nu le vor mai cumpăra și a doua oară. În schimb, vor împrăștia vestea despre Telecom Academy. Am ajuns la concluzia că nu ne știe foarte multă lume. Un lucru extrem de trist pentru noi, pentru că facem acum în aprilie 16 ani. Și sunt foarte mulți din orașe mari, cum ar fi Timișoara, Cluj, Arad, Constanța, Bacău, Iași, Brașov, sper că n-am repetat niciunul, Baia Mare, care n-au auzit de Telecom Academy. Și din punctul meu de vedere este totuși destul de trist. Aș vrea în felul acesta să împrăștiem vestea despre Telecom Academy și alții să ne cunoască. Și evident, 3-2-1-GO, adică toate cursurile la 321 de lei cu acces pe viață, această ofertă e foarte posibil să nu dureze la nesfârșit. Bun, hai să vedem exact ce înseamnă lifetime, adică timpul acesta de viață, timpul de viață al cui? Al tău ca și cursant, timpul de viață al cursului pe care noi îl facem la Telecom Academy. Acum, vă dați seama că sunt aceste două părți. Pe de o parte avem timpul de viață al cursului, lifetime-ul cursului. Lifetime-ul cursului ce înseamnă? Înseamnă lifetime-ul unei tehnologii. De exemplu, Java 1A, Java 1P, Java 2 nu o să moară niciodată. Aceste cursuri vor fi și tehnologiile din spatele lor care se explică în aceste cursuri vor fi forever young, okay? Vor fi evergreen. Pe când Java Spring, Java 4, s-ar putea la un moment dat să fie înlocuit, libreria asta să fie înlocuită cu altceva. Acum Spring-ul este o chestie foarte populară și aici este un debate dacă va dispărea sau nu vreodată. Dar eu doar atât zic că este posibil ca la un moment dat o astfel de tehnologie să dispară și atunci va dispărea și cursul el în sine sau nu va mai fi updatat, nu va mai fi necesar ca noi să-i facem un update. Așadar, Java 1A, Java 1P, astea vor fi tot timpul updatate, odată la un an jumate, 2 ani, noi facem update-ul unui curs. Python, de exemplu, Python Fundamentals, Python Advanced, astea vor fi tot timpul updatate și practic durata lor de viață va fi una destul de mare, atâta timp cât Python va fi relevant în industrie. Pe lângă Java și Python, sunt multe alte exemple pe care le pot da. Linux 1 și 2. Linux 1 și 2 vor fi iarăși tot timpul updatate, iar viața lor va fi foarte, foarte îndelungată. Cât timp Linux-ul va fi un sistem de operare relevant pentru system administrators, pentru server admins, Linux va fi tot timpul updatat. Pe de altă parte, vorbim de lifetime-ul vostru ca și cursanți. Lifetime-ul vostru ca și cursanți înseamnă timpul acesta, perioada aceasta de timp în care voi sunteți interesați să studiați. Este atât de simplu. S-ar putea ca la 60-70 de ani nici să nu vă mai intereseze că există sau nu Telecom Academy, că mai aveți la dispoziție un cont de cursant sau nu. Sper că am lămurit ce înseamnă lifetime. Este vorba despre, încă o dată, timpul de viață al cursului, este vorba, pe de altă parte, timpul de viață al vostru ca și cursant. Lucrurile astea două combinate, amândouă. Următoarea întrebare care ne vine foarte des și bineînțeles că ne vine și datorită faptului că, până la urmă, mai toți suntem într-o situație economică în care
strângem oarecum și încercăm să nu cheltuim foarte mult. 300 de lei s-ar putea să fie o sumă pe cât de mică ni se pare nouă, pentru că punem toate cursurile la dispoziție, să vi se pară foarte mare. Și atunci sunteți foarte mulți care amânați. Okay? Și vă puneți întrebarea, cât va dura oferta aceasta? Sincer să fiu, nu știu cât va dura, nu știu pentru câte persoane va fi, nu știu ce tracțiune va avea, nu știu exact, adică ce popularitate va avea. Și atunci nu vă pot răspunde foarte bine la întrebarea aceasta. Cert este că vreau să duc de la 2500 pe an la 10.000 de cursanți, astfel încât noi la Telecom Academy să ne permitem să facem lucruri mult mai frumoase, mult mai bune, cursuri mult mai bine revizuite, cu mult mai multe informații și din domenii din ce în ce mai multe. Diferența între Lifetime Access și Lifetime Access Plus. Diferența aceasta provine din faptul că Lifetime Access se referă doar la cele 57 de cursuri. Și zic doar cu ghilimele de rigoare, pentru că până la urmă aici vorbim despre 57 de cursuri, din care vreo 20 sunt cursuri de fundamentals și celelalte se duc pe verticală și vă duc până la nivelul de professional. Și da, deci 57 de cursuri s-ar putea să fie suficiente pentru extrem de mulți dintre voi. Lifetime Access Plus, în schimb, se referă la toate cele 57 de cursuri, la update-urile lor, așadar la fel ca la Lifetime Access, în plus are două elemente extrem de importante. Include toate cursurile pe care noi de acum încolo le vom face și mai include și posibilitatea de a transmite contul urmașilor tăi, nu oricui, urmașilor tăi. Vom vedea cum vom face la momentul respectiv ca cineva să preia contul. Bineînțeles că va fi resetat, tot progresul va fi resetat, diplomele vor fi resetate și așa mai departe și contul îl vom pune manual pe numele urmașului. Așadar, diferența între Lifetime Access și Lifetime Access Plus este că pe lângă cele 57 de cursuri plus update-urile lor, aici avem 57 de cursuri plus update-uri, plus multe alte cursuri care vor apărea, plus posibilitatea transmiterii contului, adică cederii contului, către urmași. Mulți dintre voi s-ar putea să se întrebe care vor fi acele cursuri pe care noi le vom adăuga în perioada următoare la Telecom Academy. Trebuie să știți că eu, în scenariile mele foarte optimiste, mi-am impus ca dacă programul acesta prinde popularitate, să adaug în 2024 cursuri cu o cadență de cel puțin 3 pe lună. Dacă nu chiar 4 pe lună, adică un curs în fiecare săptămână. Într-adevăr, acesta va fi un efort și dacă cei din birou vor auzi și ei, probabil că se vor întreba, Cristi, dar cum te gândești că vom face noi chestia asta? Ei bine, lucrurile acestea le-am planificat deja, dar bineînțeles că am nevoie și de suportul vostru, celor care puteți să vă înscrieți și să beneficiați de ele. În regulă, sper că v-am răspuns cât mai bine la aceste întrebări pe care eu mi le-am figurat. Vă rog în secțiunea de comentarii să îmi puneți și alte întrebări. Vă rog să îmi spuneți dacă inițiativa vi se pare bună, dacă ați fi dorit un preț mai mic, dacă ați fi dorit un preț mai mare, dacă ați fi dorit poate mai multe cursuri, dacă ați fi dorit, nu știu, orice altă ofertă. Și întrebați-mă, puneți-mi întrebări. Pentru că întrebările voastre vor fi, efectiv, parte din subiectul următoarelor videouri pe care eu le voi face. Eu sunt Cristian Deacu, vă aștept și pe voi să vă înscrieți la 321GO Lifetime Access și să faceți parte din comunitatea Telecom Academy. Pe data viitoare!